căi s-a iertat păcatul și nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Și cea mai moale perină pe care poate să se odihnească un pribiag, un călător pe pământul acesta, este o conștiință împăcată. Și tânjim după această liniște sufletească, tânjim după aceea pace în suflet pe care ne-o dă credința și așteptăm cu mult dor și cu mult drag să auzim acel glas pe care l-am auzit în citirea din această după-masă, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Cred că și aici, ca și în țară, poate mai mult aici, vă puneți un ceas deșteptător să sune în zorii dimineții și poate cu atâta greu vă treziți să mergeți la servici, la muncă. Dar este un ceas destul de înaintat ceasul lui Dumnezeu. Trâmbița lui, arhanghelul lui, este ceasul fixat când va suna în zorii acelei dimineți. Și nu vom mai merge la o muncă pe pământul acesta și atunci cei ce sunt viață nu vor lua înaintea celor adormiți și toți schimbați îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Și așteptăm ceasul acela și momentul acela când să ni se spună veniți binecuvântații Tatălui meu. Atunci se va zice sau veniți sau duceți-vă. Vor fi numai două categorii de oameni, nu și a treia categorie, cum poate exista acum, cum este mărul de ceartă. Cum a zis Israelul, m-ai făcut să fiu un măr de ceartă, adică la mijloc, așa, nici cu lumea, nici cu Dumnezeu. Atunci vor fi două categorii de oameni, unii cărora li se vor zice, veniți, și alții cărora li se vor zice, duceți-vă. Unii care vor fi la stânga și alții care vor fi la dreapta. Și nimeni nu va fi la mijloc și nimeni nu va mai avea șanse. Și niciunui Domnul nu-i va spune, stai că cu tine încă nu-ți lămurit bine. Încă cu tine nu știu ce să fac, nu știu unde să te trimit. La stânga sau la dreapta. În binecuvântarea Tatălui sau în focul cel veșnic. Și facă Domnul fiecare dintre noi să auzim chemarea aceasta, veniți! Amin. Veniți! Și cred că ne luptăm să auzim și noi această chemare de veniți. Am stat și m-am gândit și să ne gândim acum, cum e mântuirea? Că și nemții-s darnici, și ei dau ceva, și fac ceva, și la noi, și în altă parte. Au și ei o haină și ți-o dau ție, știu că ești din România. Poate cineva n-a avut o haină și a primit de la cineva. Întâlnim oameni care merg în temniță de milă și caută și ei pe cineva ce n-are pe nimeni. Întâlnim pe alții care sunt ospitalieri, ca românii, ca ei nu sunt nimeni de ospitalieri. Și dacă nimerești într-un sat, oriunde în țară, oricine, nu te pune nici în șură, nici în pot și te culcă în casă. Că știe că n-ai adăpost și te cheamă. Și se pune întrebarea aceasta, cine va fi mântuit atunci? Și care religie? Noi, penticostalii, catolici, ortodoxi, frații baptiști sau sâmbătari, cine va fi mântuit? Că și unii și alții fac o milostenie, fac un bine, îmbracă un om gol și se duc la o temniță și dau un pahar cu apă și fac ceva. Și oamenii spun, la ce să mă mai botez și la ce să mă mai duc acolo? Și la ce să mă mai fac membru? Și la ce să mă numesc penticostal? Că și eu fac așa și și eu fac așa. Și ne punem întrebarea aceasta, că în textul acesta Domnul zice, veniți. De ce? Pentru că am fost flământ, am fost gol, mi-a fost sete, am fost străin, mi-ați dat mâncare, mi-ați dat apă, ați venit pe la mine și m-ați cercetat și intrați. Păi înseamnă că mântuirea e prin fapte. Și frații pe noi ne-au învățat zeci de ani că mântuirea nu-i prin fapte. Și Pavel a zis că nu-i prin fapte, să nu se laude nimeni.
Și mântuirea e prin credință. Și când colo aici se face chemarea, veniți, că am fost așa și ați făcut și ați făcut și ați făcut. Și acum vă întreb pe voi, textul ăsta e adevărat, e valabil? Suntem mântuiți prin fapte? Suntem mântuiți prin credință? Îi destulă credința? Trebuie numai fapte? Cum stăm? Și mă gândeam și m-am încurcat ani de zile în urmă, cu ani când am citit textul acesta, am zis, acum nu mai înțeleg nimic. Mă apuc să fac fapte și să dau 100 de șilinci, 1000 de lei și să-i dau o haină la gol și pe unul străin așa și pe ăla plământ așa și să mă duc și la temniță, că nu-i greu și-s numai 30 de kilometri din Cluj în Gherla. Și nu mă aștept mântuirea să vie și să mă cheme Domnul. Și când am citit mai atent, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut atent la un singur cuvânt. Și Domnul mi-a dat o lumină și dacă e din cer, primiți-o. Și fiți frați din Berea și cercetați acasă Scripturile. Și dacă e de la Domnul ce spun, primiți, iar dacă nu, sigur că nu e obligatoriu. Și m-am bucurat când am citit. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când i-am văzut noi? Și versetul 46 cu care se încheie se spune, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Dar cum e mântuirea? Prin fapte sau prin credință? Neprihănirea se capătă prin credință, nu-i așa? Cei neprihăniți vor zice. Deci ăștia ce-au făcut cu tare și cu tare lucru au fost neprihăniți. Ei sunt mântuiți în primul rând, nu că au făcut. Ei au făcut pentru că sunt mântuiți. Cu Dumnezeu nu negociem, Doamne! Uite ce-i! Dacă pe pământ o bancă e rentabilă, apoi tu care deții toate băncile, tu ești mai rentabil. Uite, eu îl îmbrac pe ăla gol numai să mă mântuiești. Noi nu cumpărăm mântuirea cu haine, cu bani, cu vizite la bolnav. Noi suntem mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dar un om mântuit, un om neprihănit, face, ajută, milostivește, face fapte. Credința fără fapte este moartă. Și dacă te duci cu barca și dai numai de o paletă, te învârți ca Israel 40 de ani prin Egipt. Tot pe loc. Așa este omul care are credință și crede, dar nu face nimic. Se învârte tot pe loc și poate să aștepte mântuirea. Așa este omul care are numai fapte, dar știi de ce le face? Să fie mântuiți. Se învârte pe loc. Credința vie este credința urmată de fapte. Amin. Un adevărat neprihănit este cel care își materializează credința prin fapte. Slăviți să fie Domnul! Amin. Acum vă întreb, suntem mântuiți prin faptele noastre? Suntem mântuiți prin credință. Am căpătat starea de neprihănire. Dar credința trebuie să se vadă. Știți că credința se vede. Patru oameni au prins de o rogojină pe care era un slăbănoc. Și zice că Iisus le-a văzut credința. Dar cum le-a văzut credința? Pe față, prin fapte. Le-a văzut credința. Credința trebuie să se vadă. Credința s-a văzut la Ahab când s-a zmerit. S-a văzut la împăratul Ninivei, a fost o credință activă. Credința s-a văzut la tâlhar. Că tâlharul a fost neprihănit și a crezut. A crezut că e Fiul lui Dumnezeu și a zis, Doamne, când vei intra în împărăția ta, pominește-mă și pe mine. Și a crezut că El iartă. Și a zis, eu sunt păcătos și tu. Și a crezut și a fost socotit neprihănit. Și în textul acesta atât de frumos spune, atunci cei neprihăniți îi vor răspunde.
Și acum e problema, încurcătura în culte și în religii, mai ales în țară. Că oamenii zic, bine măi omule, dar uite, și ăla face, și ăla face, și tu faci, și el face. Religiunea curată și neîntinată este să cercetezi pe orfan și pe văduvă, dar nu atâta. Că nu-i numai atâta. În necazurile lor, dar să te păzești neîntinat de lume. Amin, amin. Și până nu ai primit credința și până n-ai intrat Hristos în viața ta, nu te poți păzi neîntinat de lume. Și va fi mântuit cel ce se păzește neîntinat, care are haina albă, haina neprihănirii. Dar va fi acela care va cerceta pe orfan și pe văduve în necazurile lor. Slăvit să fie Dumnezeu! Să nu credeți, am ales un text, fratele bate un apropun că vine din țară, departe gândul. A zis, fratele, dacă nu aveți un text, uite, este acesta din Matei 25 și am zis că citesc.